Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Cristian Ivaneș. Este sâmbătă și aș fi vrut să vă povestesc despre lucruri mai legere. La un moment dat chiar mă gândisem să vă povestesc despre cum ieri, vineri, au intrat primii militari ucraineni în Herson, provocând o bucurie dezlănțuită de nedescris. Despre asta probabil o să povestim, pentru că avem ce. Sunt imagini care te impresionează până la lacrimi. Vă rog să mă credeți pe cuvânt. Însă, nu pot să ratez o temă pe care am gândit-o de multă vreme. Ieri, în 11 noiembrie, a fost comemorarea morții lui Corneliu Coposu. Corneliu Coposu a murit la 11 noiembrie 1995. Și despre acest om cu o mare merită să discutăm astăzi. Pentru că eu în 1990 tocmai împlineam 18 ani. Și îmi amintesc foarte bine acel an, îmi amintesc foarte bine primele alegeri libere din Duminica Orbului de la 20 mai 1990, când am votat pentru prima dată în alegeri libere. Mai fusesem obligat să votez pentru dezarmarea ceaușistă. Vă amintiți referendumul despre care v-am povestit, pseudo-referendumul la mijlocul anilor 80. O mizerie, o porcărie. Aia nu se pune. Se pun însă aceste alegeri libere din Duminica Orbului, din nefericire, când se petrece în România proaspete eliberată de sub ceaușism o uriașă neînțelegere. Și când practic am greșit noi ca nație profund și greșelile acelea de început le plătim cu vârf și îndesat și astăzi. Corneliu Coposu este unul din personajele în sensul cel mai bun al cuvântului acelor momente și votul meu, primul meu vot din 20 mai 1990 a fost, nici nu putea fi altfel, cu liberalii și țărăniștii. Corneliu Coposu s-a născut într-o zi de 20 mai, dacă vă vine să credeți, 1914, în Austro-Ungaria, încă vreo câteva luni era Austro-Ungaria, de fapt nu, încă vreo câțiva ani, vorbesc prostii. Era doar 1914, era anul începerii primului război mondial și este o ironie a sorții să se fi născut într-o zi de 20 mai. Vă dați seama ce trebuie să fi simțit acest om după 17 ani de încarcerare, 15 de pușcărie, 2 de domiciliu forțat undeva în Brăila. Ce trebuie să fi simțit acest om în 1990, anul per ansamblu. N-am să vă fac biografia lui Corneliu Coposu, nu e cazul. Am să vă povestesc două episoade care pe mine m-au înmărmurit, m-au întristat, adolescent fiind, sau practic la 18 ani ești încă un fel de adolescent, chiar dacă ar trebui să fi devenit matur. Eu cred că eram destul de matur și îmi dădeam bine seama cu oroare și tristețe pe ce cale o apucase România. Și când îmi amintesc de Corneliu Coposu, îmi amintesc de Mineriada din ianuarie, din 28 ianuarie 1990, atunci când Petre Roman zbiera ca un descreierat din sediul PNC, mulțimii care vrea să-l linșeze pe Coposu s-au demascat, țărăniștii și Coposu s-ar fi demascat. Expresia, bineînțeles, că este stalinistă. Probabil că Petre Roman o moștenea de la tatăl său, Walter Roman, care fusese unul din întemeietorii comunismului în România, venit cu tancurile sovietice, desigur. Nu asta este tema, dar merită subliniat acest moment și eu vedeam cu oroare acele momente la televiziunea care nu mai era deloc liberă
și vedeam ce se comenta în societate. Vedeam cum partidele istorice la Cluj asta, deci nu discutăm de zone mai puțin dezvoltate din România. Discutăm de Cluj, care Cluj a avut o evoluție post-revoluționară groaznică, groaznică, dar despre asta din nou într-un alt episod, cu funar, cu naționalism, cu antimaghiarism, cu. Și atunci m-a oripilat atitudinea oamenilor pe care eu îi cunoșteam de mulți ani și care acum efectiv revărsau din ei o ură, o aversiune împotriva acestui personaj, din nou în sensul cel mai pozitiv al cuvântului, pe care eu nu mi-o explicam. Coposu era un om integru care suferise enorm sub comuniști, care organizase PNţ-ul în ilegalitate, care făcuse 17 ani de pușcărie plus domiciliu forțat, împreună 17 ani, 15 plus 2. Omul ăsta ar fi trebuit să fie superstarul momentului. Omul ăsta ar fi trebuit să fie modelul de integritate al românilor. În schimb, Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Doina Cornea, aceștia erau oamenii împotriva cărora se revărsa tot vitriolul, toată scursoarea cea mai oribilă și ordinară din români. Și eu, care urma să împlinesc 18 ani în mai 1990, nu înțelegeam, nu puteam concepe de ce acești oameni, eroi adevărați ai României, erau ei acum cei urâți. Și de ce Iliescu, Roman, Șleahta de atunci erau adulații. Asta nu puteam înțelege. Anul a înaintat, alegerile din 20 mai, Duminica Orbului 1990, s-au desfășurat, după cum bine știți cum s-au desfășurat, au fost libere, însă dezinformarea a fost cruntă, libere în sensul de tehnic libere, nu pare să se fi furat fizic voturi, dar dezinformarea, minciuna, lipsa accesului opoziției democratice din România la canalele media, vă dați seama că atunci nu exista decât radioul public, nu exista decât televiziunea română, n-are sens să vă spun cum arătau astea două, și câteva ziare, foarte puține de opoziție încă, capul de afiș era România Liberă și ziarul Țărniți Dreptatea. Vă dați seama unde s-a ajuns în primăvara lui 1990, când pe frontispiciul ziarelor de opoziție, atâtea câte erau, Express Magazine, România Liberă, Dreptatea, Zigzag, pe vremea aceea Ion Cristoiu era om cu scaun la cap, ei bine, pe frontispiciul acestor ziare, la un moment dat, apărea o casetă, chiar în dreptul titlului, ce scria Colectivul de Tipografi. Vă dați seama, inclusiv terminologia era relevantă. Colectivul de Tipografi, care participă la elaborarea, la culegerea acestui ziar, își exprimă indignarea și dezacordul cu privire la conținutul său. Vă puteți imagina asta? Da, eu îmi amintesc foarte bine. Și mai amintesc ceva, apropo de Corneliu Coposu, o altă fază, un alt episod, care m-a îndurerat îngrozitor de tare și pe care îl înțelegeam, la fel cum îl înțeleg și acum, cu o strângere de inimă fantastică. E vorba de prima sărbătoare națională de la Alba Iulia, într-un 1 decembrie 1990, se transformase din 23 august în 1 decembrie, o alegere foarte nefericită, apropo, dar asta este tema altei emisiuni, foarte nefericită. Și n-are a face cu maghiarism, românism, e o alegere foarte nefericită. După părerea mea, sărbătoarea națională în România după Revoluția din 89 ar fi trebuit să fie 22 decembrie. Asta ar fi trebuit să fie sărbătoarea națională care ne-ar fi unit pe toți.
N-a fost să fie. Dar îmi amintesc de acel 1 decembrie blestemat din 1990, transmisiune la televiziunea română fostă liberă, și când nemernicul acela de Petre Roman asmuțea mulțimea să-l huiduie pe Corneliu Coposu, care era acolo, înalt, demn, cum a fost toată viața lui, și și-a citit discursul până la capăt, în huiduielile românilor adunați la Alba Iulia. Și dacă te uiți, merită să căutați pe YouTube imaginile acelea, să vă cutremurați din nou, dacă n-ați făcut-o, și sunt convins că ați făcut-o atunci, cei care ați apucat acele vremuri, la maturitate, uitați-vă la fețele acelor oameni. Că nici nu-i poți condamna prea tare. Poate doar să-ți pară rău pentru ei că au mușcat-o atât de îngrozitor, dezinformarea, minciuna, parcă îl văd și acum pe Petre Roman cu ambele lui mâini în aer, asmuțind huiduierele mulțimii în timp ce domnul Coposu citea demn. Chestiile astea nu se uită și chestiile astea nu se iartă. Și tare mie că Ion Iliescu va pleca din viața asta fix în locul pe care îl merită acolo sus, nici nu-l mai spun, fără să fi plătit prețul pe care ar fi trebuit să îl plătească aici jos. Mineriade, violențe, morți, Frumușanu, Crăinicianu, știți cazurile de la tineri, Aurica Crăinicianu, Andrei Frumușanu, morți, împușcați de pe clădirea guvernului, nici până în ziua de astăzi nu am aflat cine i-a împușcat atunci. Groaznice vremuri pe care le-am prins atunci, eu ca adolescent, domnul Coposu, după atâția ani de pușcărie, și pentru ce? Vă spune el pentru ce? Pentru principii. Principiile nu se tranzacționează. Vreau să vă mai spun câteva lucruri despre domnul Coposu, pe care probabil nu le știți. Unul este, da, toți știm că a făcut pușcărie sub comuniști mult, înfiorător de mult. Dar nu era prima pușcărie pe care o făcea. Pentru principii. În 1937, în urma procesului Skoda, în care Romulus Boilă fusese acuzat de corupție, nu știu dacă era corupt sau nu Romulus Boilă, fapt este că Corneliu Coposu a fost acuzat de posesia unor documente, potrivit declarațiilor sale ulterioare. Aceste documente dovedeau că regele Carol al II-lea și camarila lui îngrozitoare a solicitat în mod expres ca în proces să fie implicat Maniu. Corneliu Coposu era secretarul lui Iuliu Maniu, de la un moment dat încolo, drept răzbunare pentru campania adusă de Maniu împotriva camarilei. Nu mă miră la Carol al II-lea. Și Coposu a fost condamnat la 3 luni și o zi de închisoare. În 1937, pedeapsa a fost ispășită în condiții speciale însă. Așternut personal, își procura alimente de la restaurant, era servit de un chelner în pușcărie și ușa celulei nu era niciodată încuiată. Și în timpul detenției din 1937, Corneliu Coposu o cunoaște, ghiciți pe cine? Pe Ana Paucăr. Personal, în carne și oase, și ea închisă pentru activități comuniste de astă dată. Ilegalistă PCR. Și scrie domnul Coposu, apropo de Ana Paucăr, și citez: păstrez despre ea amintirea unei persoane foarte inteligente, foarte instruite, cu o cultură livrească impresionantă, care suporta dialogul cu multă ușurință și avea la îndemână argumente pe care știa să le valideze cu multă pricepere.
Citat închis din Corneliu Coposu, apropo de Anna Pauker. În 1945, iată, peste ani, aveau să se revadă în cadrul unei recepții la Palat, la București. Și atunci Anna Pauker i-a spus, atunci erați condamnat pentru lez majestate, acum vă văd în anturajul suveranului. Să înțeleg că v-ați schimbat convingerile? Îl întreabă, Anna Pauker îl întreabă pe domnul Corneliu Coposu. Îl întreabă pe Coposu asta și Corneliu Coposu a răspuns, nu, doamnă, mi-am schimbat regele. Fenomenal! Ei bine, stau și mă gândesc ce-o fi fost în sufletul acestui om în acei primi 5 ani de libertate. 6, mă rog, în fine, cum vreți să-i calculăm, 1989-1995, când moare la 11 noiembrie 95, cum vă spuneam. Ion Rațiu, cu care eu de altminteri am și votat la 20 mai 1990 pentru a deveni președintele României, n-a fost să fie, a avut 3%. Vă dați seama? 3%. Doina Cornea, hulită și ea și la Cluj, în Clujul ei, înjurată, discutăm de după 89, blestemată, scuipată, umilită. Doina Cornea n-a devenit cetățean de onoare al Clujului până după moartea ei, survenită acum câțiva ani. Clujul n-a vrut să-i facă această onoare, nici măcar post-mortem, și, fără falsă modestie, trebuie să vă mărturisesc că m-am bătut eu, personal, unei ca nimeni, ca Doina Cornea, măcar post-mortem, să primească acest titlu. Și l-a primit în acest an, 2022, Doina Cornea devine cetățean de onoare post-mortem al Clujului. Vă dați seama câtă umilință a răbdat această femeie și, vorba aceea, am mai prins-o în viață atâția ani după 1990, când am fi putut să-i facem această bucurie. Orașul, prin conducătorii ei, lui, nemernici, au hotărât, au hotărât că nu. Și deși titlul i-a fost conferit, nici până în ziua de astăzi, primăria nu a organizat o ceremonie, măcar cu fiul dânsei, de înmânare a acestui titlu de cetățean de onoare post-mortem pentru doamna Doina Cornea. Nici până în 11 noiembrie 2022. Și atunci de ce ne mirăm că un Corneliu Coposu, o Doina Cornea, un Ion Rațiu, un Ion Diaconescu, un Valentin Gabrielescu, toți oameni care au suferit enorm. Radu Câmpeanu, care a venit din exil cu cele mai bune gânduri și care ne vindeau țara sau ne-o cumpărau sau ne-o dădeau ungurilor sau nici nu mai are rost să comentăm. Și acum, în această ceas comemorativ ala o zi după 11 noiembrie, data când a murit Corneliu Coposu în 1995, nu poți să nu-ți amintești de toate astea, de toată mizeria asta spurcată din noi. Ce-am putut noi, în libertate, să alegem și să facem? Și când spun noi, mă refer la o întreagă națiune, pentru că națiunile prin majorități se exprimă. Minoritățile, de cele mai multe ori, nu contează.
Ei bine, despre asta am vrut să vă vorbesc astăzi și vă rog, invitându-vă să lăsați comentarii despre Corneliu Coposu și memoria lui și de ce credeți că acest om, împreună cu ceilalți pe care vi-am enumerat, au fost tratați așa, cu dispreț, cu ură, cu o travă, cu scârbă. De acești oameni, nouă ne-a fost scârbă după 1990. Majorității dintre noi i-a fost scârbă de ei. Probabil dintr-un sentiment de culpă oare? M-am gândit și la asta, nu știu. E posibil să fie o reacție psihologică. Vă cer opinia și vă invit să comentați. Vă mulțumesc pentru atenție, așa că vă mulțumesc pentru faptul că vă abonați la canalul acesta de YouTube și că vă rog din nou, insistent și politicos, să-l recomandați și să-l distribuiți și altora care credeți că ar putea să fie interesați de astfel de discuții. De asemenea, vă rog să-l susțineți prin Patreon și sau PayPal. Activitatea noastră de jurnaliști independenți nu este finanțată de nimeni, decât de publicul nostru. Când acest lucru nu se întâmplă, noi nu mai existăm. Și eu cred că jurnalismul independent, nu doar în România, ci în general ca și concept, este fundamental. Mulțumesc pentru atenție, toate bune și să auzim numai de bine!